Cei de la CS Dacia Mioveni 2012 vor desfășura prima ediție a unui concurs de înot în acest oraș. Este vorba despre o întrecere ce va avea loc la noul bazin din localitate și care se dorește a fi una de selecție pentru grupele de performanță antrenate de Viorel Ciobanu și Larisa Lăcustă. Noi am început cursurile de inițiere la copii între 5 și 14 ani. Acum, sigur că beneficiem și de acest brand, ca să zic așa, de Ziua Tineretului de 2 mai, și cu această ocazie vom încerca să vedem la ce stadiu am ajuns. Probabil că o să fie și selecții de câțiva copii care îi vom legitima, pentru că ăsta este scopul prim al acestei competiții. Este un concurs și nu concurs. Este o participare la un concurs, așa zis, în care toată lumea va primi diplomă, eu știu, tricou și așa mai departe. Doar ca participare. Sunt copii care doar se țin cu pluta și traversează cu picioarele bazinul, alții care înoată într-adevăr diferite stiluri și noi vrem să încercăm periodic să facem asemenea activități ca să putem să ne dăm seama la ce nivel suntem. Pentru că avem deja doi antrenori de marcă, este vorba de Larisa Lăcustă și Viorel Ciobanu, care selectează de la ceilalți instructori și se ocupă de performanță în natație. Noi facem sport de masă. Pentru asta ne-am creat CS Dacia Mioveni 2012. A fost, eu știu, inițiat și se dezvoltă pe ideea sportului de masă. Dar nu excludem nicio clipă și sportul de performanță, pentru că în diferite ramuri sportive sunt copii care au talent și descoperiți ei pot să fie ajutați să se dezvolte. Mioveniul va găzdui sub egida CS Dacia 2012 o serie de competiții importante. Pe 2 mai, de Ziua Tineretului, vor fi organizate întreceri pentru sportul de masă.